Am apucat să-mi construiesc singur o bicicletă electrică acum un an jumate, cred, când am văzut prețurile la bicicletele electrice noi, care și acum mi se par nejustificat de scumpe, și am zis cât de complicat să fie să-mi fac singur o bicicletă. Așa că am început cu un cadru luat de la gunoi, pe care l-am făcut prima dată să meargă, acum un an jumate, după care i-am adăugat un motor pe față și o baterie pe 36V. Problema a fost că, fiind luat de la gunoi, a avut furca pe față gata să cadă, gata să se rupă. Cadru, fiind de damă, mi se pare cam fragil pentru stilul meu de mers și pentru greutatea adăugată de componentele electrice, și mai avea nevoie de piese. Ar fi necesitat o investiție destul de mare, așa că am hotărât să trec la un alt nivel și am cumpărat acest cadru de cursieră pe care l-am convertit într-o bicicletă electrică dual motor. Doar că la bicicleta asta a intervenit altă problemă. După ce am făcut-o să meargă, mergea perfect, două motoare, 36V, prindea 50 km/h, dar cadrul e foarte mic, e prea mic pentru mine și e prea mic pentru greutatea pe care o au două motoare și o baterie și două controlere. Roțile sunt prea subțiri la cursieră pentru a susține toate componentele electrice și, per total, mi s-a părut că un cadru de cursieră nu este ok pentru ce vreau eu să fac. Plus de asta, am încercat să merg cu 48V pe motoare de 36 și controlere de 36. Ceva a murit acolo. Motorul sper încă să fie ok. Firele de la motor se topiseră de la căldură, a trebuit să le înlocuiesc cu unele de motor, pe care cred că o să le înlocuiesc din nou cu unele de silicon. Iar acum aștept un cadru, este pe drum, vine de la Cluj, de la e-trotinetă, care i-a făcut o cutie pentru a pune această baterie de G-Booster de 20 de amperioră pe 48V și cele două controlere. Am făcut upgrade de la două controlere de 18 amperi fiecare, cu asta a funcționat bicicleta Carrera, pe două controlere de G-Booster de 25 de amperi fiecare. Acum știu că motoarele sunt mici, știu că ce fac aici este un experiment, nu vă sfătuiesc să încercați și voi, este un experiment și vedem dacă o să funcționeze. Pentru cine nu e la curent cu proiectul meu de până acum, vă reamintesc că folosesc motoare de trotinetă, ăsta este motor de trotinetă și pe față am tot un motor de trotinetă. Motorul de pe spate este încă dezmembrat, asta o să fac astăzi. O să pregătesc roata pentru motor, pentru că janta veche era ruptă, avea o spiță ruptă și era grăpată undeva, era un dezastru, trebuia înlocuită. Azi a venit de la Constanța, de la Ciprian, această jantă DHS dublă de aluminiu și această furcă pe care încă nu o s-o curăț și nu o s-o vopsesc până nu îi fac probă pe cadru, ca să fiu sigur că e ce trebuie. Motorul de pe față este gata spițat, are cameră, are cauciuc. Posibil să rămână așa, momentan e ok pentru test. Iar pe spate avem carcasa, bobina și o piesă la care s-a muncit foarte mult. Pe această cale îi mulțumesc lui Șac pentru că a venit cu ideea și s-a implicat atât de mult încât mi-a sudat o piesă suplimentară pentru a putea prinde pinioanele de capacul motorului. Pentru că fiind un motor de trotinetă, nu se pot pune pinioane pe el, așa că a trebuit date niște găuri, a trebuit improvizat, dar a ieșit foarte bine. Acum am 3 viteze pe spate și cam asta aș vrea să rămână toate. Pe față, eu zic că nu e nevoie de încă 3 viteze, eu zic că o să pun o singură foaie, dar mai vedem pe parcurs. Mai avem aici ghidonul de Dualtron sau de BMX, dar eu l-am de la Savu și a fost montat pe un Dualtron, pe care am montate și manșoane de Dualtron de la George, căruia îi mulțumesc, le mulțumesc amândurora pentru piese și vă mulțumesc tuturor celor care ați donat, o să vă pun acum numele pe ecran, celor care ați donat bani pentru a mă ajuta să cumpăr piesele de care mai ai nevoie, pentru că la o bicicletă, când te-a pus să o faci singur, să zicem că nu sunt foarte scumpe piesele, dar sunt multe, sunt migăloase, e foarte mult de muncă, este un proiect care necesită mult timp și niște bani pe lângă. Așa că susținerea voastră a fost mai mult decât binevenită. Și acum hai să ne apucăm să desfacem, despițăm toată roata asta, să o curăț și să o revopsesc. O să scot această protecție de cameră pe care o să o refolosesc după ce termin, pentru că de ce nu? Dacă nu e veche și ruptă, de ce să nu refolosesc? Da, din păcate spițele nu sunt în cea mai bună condiție, dar sunt mai groase decât ce aveam înainte, așa că o să le folosesc pe astea, o să le curăț, văd ce le fac și le folosesc pe astea.
Ok, avem jantă, avem spițe, avem nipluri. Ăsta nu ne mai trebuie. Și acum o să curăț aceste spițe, doar să fie curate, pentru că acum au vaselină pe la mizerie, au tot felul de chestii. Vreau să fie curate, nu mă interesează dacă sunt vopsite, nu sunt vopsite, pentru că oricum o să le zgâri în timp ce spițez, dar vreau capetele să fie curate, să nu mai fie această mizerie pe ele, ca să se poată înfileta cum trebuie. Și niplurile la fel, vreau să fie curate ca să se poată înfileta cum trebuie. Janta trebuie decapată, curățată, revopsită. Mai întâi curăț spițele. Asta a fost, acum spițele sunt degresate, nu mai au mizerie pe ele, chiar dacă sunt unele vopsite, prea puțin contează. Probabil la sfârșit o să le dau și o vopsea după ce le montez. Și acum curățăm niplurile. Detergentul de vase face o treabă foarte bună când e vorba de mizerie din asta cu grăsime pe ea. Ok. Curate. Avem 36 de nipluri, 36 de spițe. Urmează janta. Ok, eu zic că arată destul de bine pentru o jantă second hand, totuși. Pare să fie dreaptă. Nu avem de să știm până nu probăm. Și partea de curățare e gata. Avem pentru ea un primer și un negru mat. O facem frumoasă, după care pregătim motorul. Janta e pregătită pentru vopsit. Din păcate afară e noapte și nu pot să vă arăt cum fac asta, dar promit să vă arăt când termin cum arată. Și cu ajutorul tehnologiei și a editării, ce durează pentru mine veșnicie, pentru voi durează câteva secunde. Avem primerul ăsta dat și acum să facem niște wet sanding cu P600, P800, după care P2000. Fâs, am uitat să pornesc la valiera, fâs. Ok, hai să vedem cum arată janta acum după ce dau asta jos. Mie îmi place ce a ieșit pentru o muncă de self, o jantă second hand, arată foarte bine, acum nu mă mai zgâri când dau cu degetul așa pe găuri. Janta e gata. Spițele sunt gata, niplurile gata, spițele a trebuit să le îndoi la capete și am lăsat una ca să vă arăt de ce să le îndrept a trebuit de fapt, pentru că avem cotul așa de mic. Iar găurile astea pe care le-am făcut eu în motor au lungime atât de mare, așa că nu o să fie suficient cotul ăsta, se întâmplă asta și trebuie făcut drept, așa. După care îl îndoi după, mă uit cât am nevoie, țin presat, îndoi și așa fac la toate. Iar acum putem să ne apucăm de motor. Avem aici bobina cu fire de motor, cu senzor Hall. Acum controllerul vechi avea senzor Hall, cel nou nu mai are senzor. Așa că o să scot senzorii, o să scot firele, o să ne locuiesc cu fir siliconic de la e-trotinetă, care mi se pare mai rezistent decât ăsta care se ciupește repede. Avem aici carcasa motorului, capacul motorului și piesa făcută de șac. Aici puteți vedea opera mea de artă, am lipit piesele astea două, care au ținut destul de bine. A zis șac că conform legii fizicii și al universului în general, n-ar fi trebuit să țină deloc treaba asta, dar pe mine m-a ținut destul de mult. După care a venit el cu o idee să-mi adauge piesa asta suplimentară, pe care să o sudeze de piesa asta care este cumpărată special din China, la fel și freewheel-ul ăsta cu 3 foi și l-a pus împreună, după care astea vin așa, șuruburi aici și am pinioane pe motor de trotinetă. Hai să ne apucăm!
avem fire noi. Am tăiat aici 3 fire de 1,30 m fiecare. Le băgăm prin ax. Așa. Și ar trebui să iasă pe aici. Ok, a ieșit toate. Acum trebuie să desfac toate astea de aici. Avem albastru, galben, verde. Ok. Firele sunt pregătite, le-am etichetat la fiecare capăt ca să nu le încurc. Urmează să le lipesc, dar înainte de asta trebuie să adaug neapărat niște mastic sau ceva acolo. Cum ar fi acest cafuter, care e special pentru instalări, pentru componentele electrice, deci nu o să-mi fac griji cu el. Că se strică de la căldură sau mai știu eu ce. Cred că e suficient. Și întreg asta înapoi. Motorul e gata, urmează să asambleze aceste două piese, pe care nu o să mai trebuiască să le dezasambleze, așa că o să folosesc acest gasket sealant de la Constantin. Mulțumesc pe această cale și o să umplu șuruburile astea cam pe peste tot, așa, așa, ca să stea și fixe și să stea și waterproof. Right, o good in the hood și acum stau să se usuce ăsta și cu ăsta de aici. Că ambele sunt silicone, ambele sunt adezive, ambele sunt au nevoie de timp de uscare. Se usucă asta. Ăștia stau frumos aici, uite ce frumos au făcut portocalii. Și pot să asamblez motorul după aia. Având în vedere mirosul puternic care iese din capacul ăsta, cred că o să aibă nevoie de vreo două zile să se usuce atât masticul ăsta cât și masticul ăla din rotor. Așa că încheiem aici momentan. Între timp o să-mi ajungă și cadrul și cred că o să lucrez pe instalația electrică în următorul clip. Motorul este gata, trebuie doar să-l asamblez, să-l spițez, să-l montez. Să-i pun o mufă MT60, momentan o să lucrez cu niște mufe de la plug and play. Până îmi dau seama în ce direcție trebuie să se învârtă. Mai e mult de muncă. Update-ul o să postez regulat pe grupul de Facebook Dr. Dre Vehicule Electrice și pe YouTube. Așa că puteți să vă abonați sau să nu vă abonați. Faceți ce vreți voi. Eu vă mulțumesc celor care v-ați implicat în construirea acestei biciclete și ne vedem în clipul cu controlele.